Salutare și bine ați venit la un nou clip. În acest clip o să facem un unboxing la GoPro 8 Black. Este modelul cu ediția specială, special bundle. Este GoPro Hero 8 Black cu Hyper Smooth 2 stabilizare. Deci asta este camera. Așa a venit. Să vă arăt să vedeți și să vă dau câteva detalii despre ea. Deci, face poze cu 12 megapixeli, filmează la rezoluție de 4K 60 de frame-uri pe secundă, poate, deci are protecție atât la apă cât și la mizerie, deci poți merge cu el în apă până la 10 metri adâncime, fără carcasă și poți face directe pe el live la calitate Full HD. Să vă arăt și informațiile de aici, să vedeți că e sigilată. Aici se desface. Producător, modelul. Da? O să o întorc și am să vă mai dau niște informații. La asta se referă ediția specială, are niște accesorii incluse. Avem un suport de prindere pentru cap. În momentul în care mergi pe bicicletă, eu știu, pe motocicletă, în mașină, oriunde, pui suportul, pui camera și poți filma și îți poți folosi ambele mâini. Încă o baterie în plus, un card de memorie de la SanDisk Extreme de 32 de giga, ce are o viteză de scriere și de citire foarte mare și e compatibil și special creat pentru GoPro, și un trepied sau mini trepied de la GoPro original, ce are funcție de alungire, adică bățul se poate lungi și scurta în funcție de preferințe. Și cum v-am mai spus, camera foto 12 megapixel, filmează 4K 60 de fps-uri pe secundă sau Full HD la 240 de fps-uri pe secundă. Poți folosi opțiunea de slow motion de 8x, adică de 8 ori să reduci viteza clipului. Are stabilizare Hyper Smooth 2.0, poți filma Time Warp 2.0 îmbunătățit și live streaming poți să faci la Full HD. Aici mai arată că are incorporat la poze HDR, are comandă vocală, ecran cu touchscreen. Are GPS, poți să-l bagi în apă până la 10 metri. Și pe partea aceasta, foarte esențială, că are și o aplicație special de la ei, de la GoPro, care o instalezi pe telefon sau pe tabletă și poți controla clipul de pe telefon când camera e pe cap sau pe prinderea de la piept. Aici ne mai arată ce conține pachetul. Conține camera propriu-zisă, baterie, suport de prindere și cablu de date și alimentare. Și foarte important, diferă de modelul 7, 8 fiindcă are prinderile incluse în el și nu mai trebuie un suport special pentru așa ceva. Haideți să o desfacem și să vă arăt propriu-zis ceea ce conține. Haideți să deschidem cutia și să vedem ceea ce conține.
Da, am dat cutia deoparte și am scos camera. Da, așa arată GoPro Hero 8 Black. Are, bineînțeles, prinderile originale de la GoPro. O să o și întorc, să vedeți, să o vedeți. Aici pe spate are un Active Build, o folie ce trebuie dată jos. Și aici toate accesoriile și cărțile. O voi da jos. O să vă arăt și cum. Dacă ai și focaliza. De asta am vrut-o, că e mică, poți. Cu mâna mi-e greu. Am dat camera jos. Acest suport care e lipit de cutie, dacă aveți chef să vă chinuiți cu dublă adezivă, să-l dați jos. Bine, dacă nu, iară bine. Camera am dat-o jos. Așa arată. Bineînțeles, e un pic aburită că a venit de afară de la frig. Dăm camera deoparte. Și continuăm cu ambalajul propriu-zis de la cei de la GoPro. Aici ne-a arătat instrucțiunile cum să îndepărtăm camera de cutie. Bineînțeles, foarte multă hârțogăraie. Cei de la GoPro au serviciu GoPro Plus, unde îți oferă cloud, memorie, unde în caz de distrugerea camerei îți o schimbă. Aplicația pentru mobil. Aici ne arată și pașii. Un manual de atenționare. Să avem grijă la ușița de la baterie. Un ghid care ne ajută dacă avem unele întrebări. Două stickere de la GoPro. Aici un manual de utilizare și instrucțiuni. Iar, bineînțeles, aici accesoriile. Aici avem cardul de 32 de giga cu adaptorul. Ce a venit inclus în pachet. Cablu de alimentare, nu? De la USB la USB 2.0. Baterie originală de la GoPro, una, două. Foarte bine că acest pachet a avut două baterii, chiar mă bucur. Prinderea pentru cap, prindere originală de la GoPro, pui pe cap și pui camera și filmezi.
o prindere cu dublu adeziv, dacă vrei să o pui pe cască sau pe oriunde vreți voi. Și mini tripodul, trepiedul de la original, bineînțeles, de la GoPro. Da? O să dau cutiile deoparte. Și aici avem toată hărțogăraia și o să facem așa un review rapid. O să urmeze test cu camera, pornire, setări și tot ceea ce vreți voi. Da? Asta a conținut camera, deci camera propriu-zisă, cu prindere, două baterii, card de memorie, prindere de pus pe cap, trepied sau mini trepied, cablu de date. Eu vă mulțumesc de vizionare, nu ratați următoarele clipuri, o să urmeze test cu ea, foarte multe teste, o să-i facem inițierea, setările și așa mai departe. Numai bine, la revedere!